Salutare YouTube și bun venit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă prezint o sursă de laborator cumpărată de pe wish.com. Cu toate că aveam nevoie, nu intenționam să-mi cumpăr în acest moment o sursă de laborator, dar am primit pe e-mail un cupon de reducere de 10 dolari la orice comandă de pe wish.com, așa că am zis că poate ar fi momentul excelent să-mi cumpăr o sursă de laborator. Am făcut comanda luni și vineri m-a căutat curierul să-mi aducă la ușă sursa, chiar dacă am făcut comanda de pe wish.com, așa cum știți, majoritatea produselor vin din China, dar această sursă de laborator se afla într-un depozit în Germania, dar transportul a fost 50 de lei față de transport de 5 sau 10 lei atunci când produsele vin din China, dar m-am bucurat pentru că am avut produsul la ușă în aceea săptămână. Prețul acestei surse de laborator a fost unul foarte bun, mult mai mic față de tot ce am putut găsi pe piața românească, chiar și cu transport, dar acest preț foarte mic s-a datorat în special faptului că am avut acel cupon de reducere. În cutie am primit sursa propriu-zisă, cablul de alimentare, acest manual cu instrucțiunile de utilizare și acest cablu cu conector tip crocodil, pentru a putea fi conectat la anumite dispozitive electronice. Dacă ne uităm puțin la specificații, sunt mai multe modele, dar modelul meu este acesta, voltaj între 0 și 30 V și curent între 0 și 5 A, 3 LED display. Acesta este modelul pe care l-am comandat eu. Aici mai avem anumite specificații, cum se folosește, cum se reglează sursa, ce tensiune folosește și așa mai departe. Nu are manual în limba română sau altceva. Acesta este singurul manual de utilizare care a venit, dar nu este nicio problemă pentru că sursa este destul de simplu de utilizat. Ca și tip de tehnologie folosit, nu este o sursă liniară, este o sursă în comutație, pentru că este foarte ușoară, în primul rând, poate are 2 kg sau 2,5 kg, iar de aici, cam până aici sunt componentele electronice, în ea, fiind în comutație, nu are nevoie de transformatorul acela mare și greu. Și din acest motiv, sursa este una ușoară și ușor de utilizat. Cred că ar fi momentul să pornesc și sursa, să vedem cum arată în funcțiune. Aici are un buton mare de on-off. După cum puteți vedea, avem curent aici, voltaj în partea dreaptă. De asemenea, avem aceste butoane pentru reglarea intensității curentului. Avem unul pentru reglaj fin și unul pentru reglaj brut. La fel, pe partea cu voltajul, la fel, avem reglaj fin, reglaj brut. Acest buton cu verde CV înseamnă constant voltage, iar aici CC, constant current, din limba engleză, se apropie aceste becuri. Avem de asemenea niște potențiometri aici înăuntru cu care putem regla sursa. Dacă constatăm că nu este, de exemplu, aici apare acum 5 V și cu un multimetru măsurăm tensiunea și avem 6 V sau 5,5 V, putem ajusta tensiunea de aici, la fel și în cazul curentului. Iar aici mai avem 3 borne plus ground și negativ. Eu conectez bornele aici. Ia să vă arăt. Negativ, dar este simplu de utilizat pentru că este și pe culori, normal. Iar acum avem 5 V aici, la acest capăt. Și putem folosi sursa pentru a alimenta diverse proiecte electronice sau o putem folosi pentru a identifica un scurt pe o placă sau altceva. O sursă de laborator are mai multe întrebuiințări. Vedeți că avem un reglaj care îl putem seta după cum dorim, până la 30 de volți. Acum a pornit și ventilatorul, are în spate un ventilator care pornește doar în anumite cazuri. Iar de aici putem regla curentul, dar momentan nu se poate, nu se afișează nimic pe ecran pentru că nu mai avem niciun consumator. Pentru circuitele sensibile cu multe integrate,
de putere mică, vom folosi 5V sau 3V, dar acum eu voi folosi tensiunea de 5V pentru a vă arăta, vreau să conectez un consumator, această rezistență ceramică. Acum a pornit ventilatorul sursei și avem un consum de 0,26 de ampere, adică 260 de miliamperi. Na, rezistența se va încălzi, evident, ia să vedem, da? A început să se încălzească. Deci așa este consumul pe o rezistență. Putem totuși să identificăm și un scurt, putem uni aceste cabluri împreună, dar amperajul va crește mult mai mult. Vedeți? Sursa are protecție la scurt circuit, dar avem aici sus un ațipil care recomandă, de fapt ne avertizează să nu facem scurt între borne dacă tensiunea este mai mare de 7V. Da, cam așa se prezintă sursa. Momentan eu sunt mulțumit de sursă. Îmi place că este ușoară pentru că nu o țin tot timpul pe bancul meu de lucru, aici că am și calculator, aici și lucrez, și editez videoclipuri, și fac și proiecte, și o dau jos, îmi strâng totul de pe masă, știi? Și sursele în comutație, adică în acest moment toate sursele sunt în comutație, inclusiv sursele de 12V, acele, cum îi spune popular, transformator pentru încărcarea telefonului, toate sunt surse în comutație, așa că nu cred că mai găsiți, numai dacă faci singur o sursă liniară folosind un transformator din ăla mare și vechi, care are mai puține piese, într-adevăr, și este mai fiabil acea. Pentru că sunt mai puține piese, înseamnă mai puține piese care se pot defecta. Cam aceasta este sursa. Dacă vă interesează și vreți să o cumpărați, am să vă las în descrierea videoclipului un link către exact această sursă pe care am cumpărat-o de pe Wish, dar să știți că prețul diferă de la o zi la alta, chiar de la o oră la alta, așa sunt mari comercianți acum, fiecare primește un preț, nu știu de ce și cum fac acest lucru, dar dacă urmăriți pagina produsului, vă asigur că o să o găsiți la un preț foarte bun atunci când o să fie disponibilă o promoție, da? În fine, cam acesta este videoclipul meu. Dacă v-a plăcut, chiar puteți să vă abonați la canalul meu și eu vă doresc o zi bună în continuare. Pa, pa!